Bună seara. Haideți să comentăm de joc, îmi anunț disponibilitatea. Poate îmi pregătesc și CV-ul. jocuri, când joacă pandurii, poate o televiziune mă ofertează să stau în studio, să comentez. Poate, poate mă dă de afară și de acolo, din studio. Dar ce întâmplat? Ei, din punctul meu de vedere, a fost un exces și ne-am obișnuit că ascultăm pe Iordănescu că lumea o să zică că el devine că se manifestă deplasat și dacă l-a dat unul și l-a dat și al doilea, deci uitați-vă la comportamentul meu, la limbajul meu și în timpul jocului, dacă nu sunt, camerele mă surprind cu vreun ceva sau mă manifest sau vocabularul meu deplasat sau declarațiile mele înainte de jocuri, după jocuri sunt deplasate, atunci am fac mai culpa și recunoști. De multe ori mi-am făcut autoanaliză. Poate o dată sau de două ori am fost trimis pe bună dreptate în tribun. Acum marcăm, Înainte am avut o fază care, din punctul meu de vedere, se poate discuta de un penalti, clar, și sunteți dumneavoastră mai în măsură, sigur, să analizați care ați avut posibilitatea să vedeți și de lor. N-am spus nimic. N-am spus nimic când, după jocul cu viitorul, s-a comentat atât de mult că viitorul au penalti, dar nu s-a comentat deloc că golul lui Vitor a fost în offside. A mers înainte, nu comentez arbitrajele. Cred că avem arbitri foarte buni, cred că avem arbitri care chiar dacă mai greșesc, e normal și e uman, însă ce s-a întâmplat în seara asta a fost un abuz și mi se ia dreptul să muncesc. Mi-a fost trimis secundul în tribună pe motiv că s-a bucurat excesiv. Asta s-a transmis la un metru de mine, da? A zis domnul exact. -a, a, Te-ai bucurat excesiv, poftim în tribună. Cum excesiv? Cum, cum caracterizăm treaba? Și atunci a, chiar nu am spus absolut nimic, am aplaudat i-a două ori când sunt trimis în tribună pentru că aplaud. Am, puteam să fiu avertizat. Te rog frumos să nu aplauzi, că ești ironic sau că... cum? Și dacă, dacă, am aplaudat, cum se demonstrează că am fost ironic sau chiar așa e, să vin cu mâinile legate, să vin legat la, la gură, să nu mă ridic de pe bancă. Haide toată lumea în tribună. La meciul cu Steaua să stea toată lumea în tribună. Nici nu are cine să conduc echipa de pe margine. Suntem toți în tribună. Deci este un abuz. Și îmi pare rău că încep conferința în felul ăsta, însă din punctul meu de vedere ce se întâmplă este peste limita în care poți să reziști și să nu comentezi și să te abții. Hai, ordonez cu poftim sus. Hai că te-am dat odată, te-am dat de două, te-am dat de trei, dacă s-a creat o, nu știu, o adversitate împotriva mea, nu știu de ce. Nu știu de ce, pentru că din nefericire, de cele mai multe ori și pe cele mai stadioane, băncile sunt apropiate și mai aud și eu ce să strigă și ce să, vocabular să folosești și despre, de pe alte bănci. Dar noi nu suntem echipă mare, nu suntem echipă mică și putem să fim călcați în picioare că nu are cine să zică nimeni nimic. Nu este normal. Nu m-am întâlnit cu dumnealui și nu știu ce poate să-mi spună, pentru că știu ce, ce, ce am făcut și ce n-am făcut. Ce să-mi spună? Mi-a spus că m-a trimis poftim în tribună că ai aplaudat. E a doua oară pe aceeași motiv care sunt trimis în tribună. Vreau să văd paragraful unde scrie că n-am voie să aplaud pe margine. Ce am făcut un semn, semn obțen, sau ce am făcut? Am fost în jurat 90 de minute, înțeleg, sunt perceput că am fost elist, accept asta, nu am răspuns în niciun fel, ați văzut că am făcut vreun gest, că nu știu, nu fac, nu cer să mă controlez, să mă gândesc și să fiu atent la ceea ce am de făcut și cum pot să-mi ajut echipa. Dar haide, du-te, Iordănescule, du-te. Dute, alții, când au marcat, s-au dus și s-au bucurat și la galerii și au făcut sprinturi de sute de metri, n-am văzut să fie nimeni trimis în tribună. Și probabil că aveți imagini și puteți să confirmați ceea ce spuneam. Îmi pare rău că vorbesc despre asta, dar am ajuns la limita răbdării. Mai bine, chiar mi-aș dori să mi se dea șapte etape, că atâta mai sunt, să rămân în tribună, pentru că probabil că la următorul joc și dacă, nu știu, calc un centimetru lângă, o să fiu trimis în tribună, ca să demonstrăm că iordănesc cu negru Ok, frigul, dacă, da, sigur. păi probabil, dar să nu fiu suspendat și trimis și de acolo afară. Ok, sunt în țara mea, sunt liber și atâta timp cât mă manifest decent, chiar nu este normal să mi se îngrădească dreptul de a munci. Unul unul ajută steaua. Trebuie Asta așa este noi în momentul de față, jucăm pentru suporterii noștri, pentru familie noastră, pentru știu eu, uh, 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 orgoliul nostru pentru, pentru, că avem o situație dificilă și e foarte greu să o gestionăm. Pentru asta sunt mulțumit că am revenit. Din punctul meu de vedere, dacă analizăm momentul când am marcat și mă refer la timpul 87, uh, putem să ne declarăm mulțumiți cu punctul pe care l-am realizat. Dacă ne uităm și facem o analiză generală a jocului, din punctul meu de vedere, nu mă mulțumește ce s-a întâmplat. Poate acum par subiectiv, însă din amul până la gol nu și-a creat nicio ocazie. Am judecat greșit acel moment, trebuia să punem mingea afară, cu spate la joc, sub presiune, doi adversari, Nu e greu să ieși de, de, din zona aia închisă, de un metru pătrat. Am primit gol pe o greșeală, practic le-am facilitat noi oportunitatea de și crea ocazie și ne-au taxat, sunt jucători valoroși, contrar fluxului jocului și a modului cum mergea jocul. Am avut multe momente bune, am controlat jocul, am construit, am inițiat din spate. Am avut... Ajung și acolo. Am avut o circulație bună a mingei, au rezultat și ocazii, chiar dacă în prima repriză nu au fost foarte multe și foarte mari. Dar am fost echipa care a fost preocupată pentru un joc mai pozitiv. După care a venit golul, sigur, că m-am temut foarte tare de un blocaj. De deci, cu atât mai frustrant e și riscul e mai mare să, să pierzi claritatea când pe un fond pozitiv de joc primești gol. Cu toate astea, băieții au înțeles mesajele mele la pauză, am încercat să fixăm foarte mult adversarul în jumătatea lui, să aducem mingii cât mai multe la căreu, chiar am abuzat în multe momente un joc prea direct și nu e, e ok, dar spune că meritat până la urmă, uh, având și încă una-două ocazii bune, am reușit să egalăm. Iar despre penaltii, dumneavoastră puteți comenta, din punctul meu de vedere și ce am văzut eu de la margine, este că a fost penalti, clar. Și la national, au fost și cu la da, au fost și pe mine nu mă privesc. Fiecare are dreptul la opinie, din păcate sau din fericire, cum vreți dumneavoastră să puneți problema, un singur om răspunde, el și cu staful lui, de fapt. E responsabil de selecție, de rezultate și asumă ceea ce face. Hora e României, dacă cineva poate să comenteze că golgheterul României nu trebuie să fie convocat la echipa națională, înseamnă că vede fotbalul într-un mod propriu și eu am de ce să intru în contradicție cu el. Ropotan e un jucător care a jucat la nivelul la care a jucat și care s-a întors în competiția noastră, era lider la Petrolul, chiar dacă vorbim de o echipă care era în subsolul clasamentului, dar a venit la noi și a avut jocuri destul de bune, Travaliu aleargă mult, e foarte important în economia jocului, pentru noi, un jucător care are un rol destul de bun și pe ceea ce înseamnă construcție, pentru că are personalitate și și asumă anumite lucruri. Acum, ca să discutăm selecția fiecare jucător în parte, sunt sigur că fiecare are opinii și câți români suntem, atâtea opinii sunt probabil. Sunt mulțumit, normal. Dacă luăm în calcul că în trecut Pandurii nu a avut jucători, acum vorbim de echipa care este popoziția care este, care are șanse la titlu, chiar dacă traversăm, așa cum am spus, o perioadă mai dificilă financiar și atunci cred că suntem dreptății să sperăm la convocări. Sunt jucători, avem jucători și doresc în viitor să, să, fie cât mai mult. S-a făcut și o paralelă cu Paul Anton și chiar aș vrea să mi spun punctul de vedere pentru că cu Paul am lucrat. Cred că potențialul lui, calitățile lui, inteligența lui, îl va aduce în cel mai scurt timp la echipa națională. Nu știu dacă următoarea convocare sau la Euro, dar cred că are potențialul și perspectivele îi sunt favorabile dacă el rămâne la fel de inteligent și știu responsabil cu viața lui. Însă nu e cazul să facem paralele pentru că vorbim de doi jucători cu care am lucrat și unul cu care lucrez și chiar nu vreau să fac comparații. Diferă și din anumite puncte de, de vedere, deci mi-aș dori și m-aș bucura în viitor să-l văd și pe Paul Muntri cu echipe naționale. Cu siguranță. Dacă era la oricare echipă și era convocat, nu mai eram atât de, nu știu, atât de, de, de atenție. Poftim? Vânat? Vânat, nu mă simt vânat. Și chiar dacă cineva vrea să mă vâneze, nu are suficiente gloanțe pentru mine. Nu mă interesează. Păi mă interesează doar să fac meseria și mă interesează să fiu lăsat să-mi fac meseria.